Cred că a trecut destul de mult timp de la ultima recenzie pentru o carte de a Stephen King. Cred că ultima recenzie la o carte de a lui, cred că a fost la Kerry și de atunci am luat o mică pauză. Am încercat de câteva ori cei drept, nu am reușit să încep și să termin Billy Summers, doar am început-o de vreo 4 ori și cam atât. Nu știu dacă o să mai revin la ea prea curând, dar între timp, acum în luna septembrie, Stephen King a publicat o nouă carte și anume Fairy Tales sau cum a fost tradusă la noi la editura Nemira colecției Armada Un Baz, o carte destul de groasă, un fantasy și dacă știu eu bine, cred că Stephen King de la Dark Tower nu a mai scris un fantasy și atunci eram intrigat, mai ales că îmi plăcea oarecum și premisa, copil, animal, aventură într-o altă lume, am zis ok, cred că o să fie interesant. Și am dat binge, are destul de multe pagini, am reușit să o termin în cam o săptămână, are undeva la 725-750 de pagini și destul de multe capitole. Dar despre asta o să discutăm astăzi, dacă merită să ți-o achiziționezi, dacă merită să o cumperi, dacă merită să o citești. Și acum că am trecut peste asta, la mine pe Instagram, momentul de față când o să public această recenzie, o să aveți și un giveaway din partea mea cu una din Fairy tale pentru că cei de la Nemira mi-au trimis cartea puțin mai târziu și eu n-am mai avut răbdare și mi-am cumpărat-o între timp și nu am ce să fac cu două, așa că pe Instagram o să găsiți un concurs unde puteți câștiga una din aceste copii. Cam asta ar fi ideea. Și acum să revenim la recenzie. Mai întâi o să vă dau un mix sinopsis ca să știți cu ce se mănâncă această carte, fără spoilere, by the way, o să fie această recenzie, pentru că o să fac împreună cu Spidey și poate cu încă cineva, dar o să vedeți voi cu cine. O să facem o discuție cu spoilere în seria noastră de vorbă cu Stephen King, dar așa ca un mic sinopsis, l avem pe acest băiat, pe nume lui Charlie, și el în copilărie pățește câteva lucruri destul de dure. Are o copilărie foarte grea. Mama îi moare. Asta o să afli din primele pagini tatălui. Între timp, din cauza suferinței acesteia, devine un alcoolic. Și Charlie, încă de la o vârstă fragedă, are grijă de tatălui. Încearcă să-l pună pe picioare, încearcă să-i fie alături și ei este foarte greu. Între timp, el este un bun sportiv, este talentat la fotbal, este talentat la baseball. Și astea sunt niște detalii foarte importante pentru mai târziu. Cum probabil știți, la început în cărțile lui Stephen King sau pe alocuri o să găsiți detalii sau caracteristici ale personajului care poate nu vi se par așa importante, dar apoi au o importanță destul de mare. Și între timp trec ani. el ajunge undeva pe la 16-17 ani, a reușit să-și pună tatăl pe picioare, duc o viață destul de ok față de cum a fost când a murit mama lui, Tatălui lui este destul de ocupat în momentul de față cu munca și Charlie practic a rămas destul de singur. După ce a petrecut atât de mulți ani având grijă de tatăl lui, se simte din nou singur. Și aici intervine un anumit bătrân, Howard Baudic și câinele său Radar, un ciobănesc german, și ei bine, se împrietenește oarecum cu ei printr-o circumstanță destul de dubioasă, pentru că acest bătrân Howard era știut în acel oraș ca fiind un bătrân foarte enervant, foarte antipatic, cu care nu ai vrea să stai de vorbă acesta ajunge în spital și trebuie să aibă grijă de cățelușa ei destul de bătrână și anume Radar. Și de aici cartea devine foarte interesantă pentru o bună parte din timp. Evident acest moș ascunde destul de multe secrete, poate despre o lume de bazm, poate despre o lume în care se dă o confruntare între bine și rău și asta este tot ce trebuie să știm. Dar haideți să vorbim despre structura cărții, despre personaje, despre plot, cum a funcționat și o să mergem cu plotul. Ei bine, o să vă zic de pe acum ca și plot, dacă vreți să citiți o carte fantasy de a Stephen King, s-ar putea să vă surprindă pentru că în primele 200 și ceva de pagini nu este aproape niciun element fantasy. Abia undeva după pagina 250, poate chiar 300 din această ediție, că poate unii dintre voi aveți ediția în engleză, abia atunci intervine partea cu adevărat fantasy. Și te-ai gândi, ok, poate nu vreau să citesc atât de multe pagini în condiții în care eu intru să vreau un fantasy. Și așa am fost și eu. Am fost surprins pentru că Spidey era cu câteva pagini bune înaintea mea și mi-a zis bă nu nimic fantasy până acolo și eram mă, ok atunci sunt curios cu ce mă poate ține cartea asta capturat în ea știi astfel încât eu care chiar dacă am vrut un fantasy să tot vreau să citesc chit că nu primesc ceea ce îmi doream inițial. Dar este foarte interesant de la construcția personajelor. Charlie e un personaj de care te atașezi extrem de repede because he has a pure heart and has a really nice touch. E ceva cu care empatizăm și ceva ce apreciem foarte mult. Îmi place foarte mult cum a fost creionată relația lui cu toate personajele care apar și apar destul de multe personaje, evident cele principale fiind tatălui, câinele și bătrânul, dar relația dintre el și câine cred că este cea mai faină relație construită, mi-a plăcut la nebunie pentru că te-ai ce poți să faci în condiții în care câinele ăsta nu vorbește, nu e un câine fantasy, te gândești cum poți să faci în scris. Să arăți că relația lor este faină Și o să-ți placă la nebunie Și Stephen King reușește foarte bine Printr-o grămadă de aspecte drăgălașe O să fie capitolul în care o să vezi Că cei doi formează oarecare legătură Prin momente mai vesele, prin momente mai triste Pentru că e foarte important că și acea cățelușă Este bătrână și o să vedeți voi Și relația cu bătrânul este Foarte interesantă pentru că La exterior pare că Îi dă reject lui Charlie Dar în același timp dacă stai puțin Să îi vezi acțiunile și unele vorbe Vezi că de fapt el ține foarte mult și foarte multă lume din jurul lui Charlie îi spune același lucru și apoi trecem în partea fantasy care este o lume într-adevăr de bază sunt foarte multe analogii spre ideea aceasta este interesant în primele 150-200 de pagini Charlie acolo are o misiune despre care nu aș vrea să vă zic pentru că o să vorbim în secțiunea cu, cu spoilere într-un clip viitor dar este faină lumea, este mișto creionată, are niște reguli destul de clare, la început totul este puțin neclar, dar este fascinant că cu fiecare capitol descoperi un nou element din acea lume și mi-a plăcut, dar până într-un punct. Pentru că la un moment dat, fără spoilere, să zicem că personajul nostru este prins într-o anumită zonă, pentru mult timp, și ești puțin dezamăgit pentru că până acum ți-a explicat această lume fantasy cu Charlie mergând prin ea împreună cu câinele său. Parcă voiai să vezi mai mult din lumea asta și apoi să vezi personajul nostru cum este prins o bună parte din carte, destul de multe capitole într-un anumit loc. Parcă e așa, nu este atât de satisfăcător. Pentru mine personal a fost și destul de greu de parcurs acele capitole și sunt destul de multe, vă repet. Dar să zicem că asta e partea cea mai negativă din această carte. Într-adevăr e o parte destul de grea, am vorbit și cu Spidey și pentru el a fost destul de greu să treacă de acele capitole, dar apoi avem și o concluzie și un final și probabil, cum toată lumea știe deja, la Stephen King ori e un final bun, ori e un final rău, ori e un final mediocru, ochiuț. Okay Ei bine, aici este un final ochiuț okay și cam atât. Nu este ce voi ai, dar clar se putea și mai rău dar pe total eu am fost mulțumit adică la sfârșitul cărții chiar mi-a mi făcut plăcere să citesc noua lui apariție știu că este o carte la care a stat destul de mult să scrie, dacă vă uitați o să vedeți că a început să scrie prin 2020 la început și a terminat-o anul acesta prin februarie deci a luat undeva la 2 ani ceea ce pentru Stephen King e destul de mult pentru o carte dar și-a dat interesul sunt multe elemente faine, multe referințe la o tonă de seriale vechi o tonă de referințe la filmul Psycho, o tonă de referințe la la HP, Lovecraft o să vedeți voi este foarte fain pe partea asta și dialogurile sunt foarte foarte tari. Acum pe partea de construcții de personaje pot să zic că astea principale mi-au plăcut în aceeași timp sunt foarte multe personaje secundare în acea porțiune de care v-am zis că e dificilă de parcurs în care personajele secundare nu mi-a păsat nicio secundă de niciunul, dintr-o dată au apărut foarte multe în acel segment și mi-a fost destul de dificil să înțeleg care e care, pentru că pe primele 400 de pagini introducea foarte leger câte un personaj nou și apoi brusc, dar chiar brusc, îți introduc vreo 3-4 și apoi și din ce în ce mai mulți. Și ești puțin șocat, puțin blocat. Există și niște confruntări ale eroului nostru, pentru că este o lume de bazm și orice bazm are nevoie de un erou, de un prinț. Și Charlie este prințul nostru și o să aibă niște confruntări cu forțele răului, care nu sunt atât de satisfăcătoare. Gen, când ai auzit inițial cu cine se confruntă, ai zice că o să fie ceva epic. Mă, nu e epic, dar nu e nici rău. Și o să vedeți voi dar overall pentru o carte de la Stephen King din ultimul timp o zic că mi-a plăcut mai mult decât Billy Summers evident mi-a plăcut mai mult decât Later mi-a plăcut mai mult și decât Carrie maybe deci este un average Stephen King puțin mai bun care a ales să scrie fantasy și las la aprecierea ta dacă vrei să citești această carte sau nu. Eu zic că merită, mai ales dacă vrei ceva fantasy cu tente horror de la Stephen King, eu zic că merită să o iei la un moment dat, mai ales dacă prin și o reducere pe site-ul celălalt de Anemira, care mai mereu bagă reduceri. Și cam aceasta ar fi și recenzia pe ziua de astăzi. Wow, 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 wow. înainte să fac outro pentru că mi-am dat seama după ce am terminat de filmat, probabil ați văzut aceste cărți din spate, tot de la Stephen King, The Institute, Doctor Sleep și Different Seasons. E bine o să încerc să mai citesc câteva mai ales în luna octombrie mai ales că acum în septembrie este și ziua lui Stephen King și tot este Halloween o să mai încerc să citesc câteva cărți de la King până în luna octombrie o să mă dau cumva la o parte din zona asta de comics cel puțin acum, pentru că mi s-a reaprins cheful de a citi Stephen King. Cel mai probabil o să citesc Doctor Sleep și apoi o știlez între Different Seasons și The Institute. Asta puteți să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii pe care dintre voi vreți să o citești și să-i fac o recenzie. Acum revenim la outro-ul acestui clip mirobolant. Sper că ți-a plăcut suficient de mult ca să lași like-ul, share-ul și subscribe-ul. Un subscribe și pe canalul The Boys și dacă vrei să devii membru, o poți face oricând prin butonul de join pentru a susține acest canal să producem din ce în ce mai multe clipuri pentru voi. Acestea fiind zise, noi ne revedem când ne om revedea. Pa!